de afaceri Nelu Iordache, chemat la DNA. Omul de afaceri Nelu Iordache a fost miercuri la DNA, el susținând ce a fost chemat în calitate de martor, informează Antena 3. În decembrie 2017, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de magistrații Tribunalului București (6 ani) / 3 luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Negla, Arad, în care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna CNADNR, a unei bănci sublinierei a unei firme de construcții din Spania. Decizia nu este definitivă. Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupție privind lucruri de modernizare a 148 de kilometri din DN67 ce Transalpina, în cadrul unui contract financat de Direcția Regională de Drumuri sublinierei Poduri, DRDP, Craiova. În acest dosar, Nelu Iordache a fost achitat, însă decizia, luată în 29 decembrie de Tribunalul București, nu este definitivă.